Colegul nostru, Cătălina Zinică, vine cu detalii de la locul tragediei legat de acest incendiu, așadar, în care un tânăr de 14 ani și-a pierdut viața. Bun găsit! Vorbim într-adevăr despre o tragedie, întrucât trupul tânărului de doar 14 ani a fost găsit carbonizat sub dărâmăturile acoperișului. Asta s-a întâmplat la mai bine de 2 ore de căutări. A fost o adevărată desfășurare de forțe de muncă aici, unde pompierii au intervenit cu nu mai puțin de 11 autospeciale. S-a inspectat pentru situații de urgență București Ilfov, a intervenit pentru stingerea unui incendiu la două imobile din dreapta mea. S-a intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă, o scară, o descarcerare și 4 resurse medicale. În urma incendiului a rezultat o victimă.